Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea imparțială. Sunt Adina Pintea, vă mulțumesc că ne urmăriți și iată, o puteți face în tot județul Hunedoara. Dați un search la Resiver pentru postul HD365, iar dacă întâmpinați probleme, vorbiți cu operatorul care vă asigură televiziunea prin cablu sau digital. Suntem pe rețeaua Vodafone, poziția 920, în RCS, RDS 208, dar și pe celelalte rețele. Revenind la emisiunea noastră de astăzi, este vineri 18:30, iată-ne aici la Imparțial, alături de invitatul meu permanent, sociologul Valentin Fulger. Mulțumesc că sunteți din nou în studioul nostru și că reușiți să vă faceți timp pentru acest proiect. Vă mulțumesc și eu, bine v-am găsit, bine ne reîntâlnim din nou cu ocazia acestei emisiuni. Sper că și de această dată vom analiza și vom discuta subiecte interesante, nu doar pentru noi, ci mai ales pentru cei care ne urmăresc. Așa este. Tocmai pentru asta, haideți să începem cu un prim subiect. Potrivit Eurostat, România se poziționează pe locul 14 în Uniunea Europeană la nivelul de trai măsurat pe baza consumului individual efectiv. Cu toate acestea, premierul României, Marcel Ciolacu, a vrut să ne demonstreze săptămâna aceasta că se poate trăi cu 100 de lei pe zi. Analizăm gestul și mai ales cumpărăturile lui Ciolacu. Chiar acum, iată, premierul României a vrut să ne demonstreze un lucru, zic eu, care nu i-a prea reușit. Pentru că vorbind așa direct și imparțial, nu se poate trăi în România cu 100 de lei. În primul rând, aș vrea să citesc declarația domnului Ciolacu, poate și pentru cei care nu au auzit-o, și citesc exact. Spune dânsul așa: am fost la cumpărături și am luat ce aveam nevoie. Salată, castraveți, ceapă și niște cartofi, mere, pateu, n-am să dau numele. Pateu, salam, ulei și zahăr, ouă, iaurtele mea de oaie și o bere produsă la Buzău, total 93,5 lei. E drept, am uitat să iau roșii, dar tot mă încadram în 100 de lei. Voi ce cumpărați cu 100 de lei? Scrie pe pagina sa de Facebook premierul Marcel Ciolacu. Deși ați considerat că nu i-a prea reușit, eu aș vrea să vă spun că i-a reușit în foarte mare măsură. Poate să vă mire afirmația mea, dar am căutat câteva date cu caracter statistic și am încercat să le iau pe cele mai recente din punctul de vedere al completitudinii. De aceea le-am luat pe cele din septembrie 2022, pentru că noi fiind acum exact în octombrie, este un an diferență. Este vorba despre coșul minim lunar din septembrie 2022, care prezintă o creștere cu aproape 20% față de septembrie 2021, ceea ce înseamnă că dacă am merge pe același trend, în septembrie-octombrie 2023 am avea o creștere cel puțin cu 20%, adică 40% față de 2021. Și aș vrea să vă spun care este minimul necesar pentru un trai decent pentru o persoană din punct de vedere financiar. O persoană adultă singură trebuie să dispună de 3.275 de lei pe lună. Asta înseamnă 109,16 lei pe zi. Premierul Ciolacu s-a înscris în 93,5, dar i-au mai rămas niște bani. Deci până aici are dreptate. O familie cu doi adulți, fără copii, are necesar de 5.322 de lei pe lună. Asta înseamnă 88 de lei pe lună pe persoană, pentru că se va împărți de această dată la cei doi. Dar asta înseamnă un minus de 20 de lei vis-a-vis de cel care este singur. O familie de doi adulți și un copil are nevoie de 7.112 lei pe lună. Asta înseamnă 79 de lei pe zi, pe persoană, adică un minus 30,16 lei pentru fiecare persoană în parte vis-a-vis de cea care este singură. Și în fine, o familie de doi adulți și doi copii are nevoie de 8.659 de lei pe lună. Asta însemnând 72,15 lei pe zi pe persoană, adică un minus 37,01 lei pe persoană în fiecare lună. Eu aș vrea să vă spun că Marcel Ciolacu a făcut un calcul, e drept, eu sunt sigur că a fost ajutat de către niște consilieri, dar s-a înscris numai la o persoană singură adultă. Pentru că, observați, avem un degradeu. 109 lei de persoană, 88 de lei de persoană, 79 de lei de persoană, 72 în scădere. În scădere. Gândiți-vă câte familii sunt în această țară care au 5 persoane, 6 persoane, 7 persoane, 8 persoane, ceea ce înseamnă că vom ajunge
nu la 72 de lei, ci vom ajunge probabil la 60-50 de lei, deci cu puțin la jumătate din ceea ce premierul Ciolacu ne-a spus că a cumpărat. Acum, vedeți dumneavoastră, de cele mai multe ori noi suntem tentați să considerăm că, virgulă, calitatea vieții este tradusă numai din perspectivă financiar-materială. Doar că vă rog să vă închipuiți o portocală care este curățată și apoi ea este, să spunem, împărțită în elementele ei componente. Fiecare felie de portocală reprezintă, de fapt, o dimensiune a vieții noastre. Pentru că atunci când discutăm despre calitatea vieții, suntem tentați să spunem numai viața financiar-materială, dar există viață de familie, există viață culturală, viață spirituală, viață profesională, satisfacția față de vecinătate și așa mai departe. Studiile arată că dacă am cercetat mulțumirea sau satisfacția față de viață personală, materială, financiară și așa mai departe, pe o scală de la 1 la 5 sau de la 1 la 7, unde 1 înseamnă foarte puțin mulțumit, și 5 sau 7 înseamnă foarte mulțumit, cei care în viziunea noastră ar spune că sunt foarte mulțumiți de viața financiară ar trebui să fie până la sfârșit pe toate aceste scale, adică de la fiecare indicator în parte până construim indicele, să ne spună că sunt foarte mulțumiți de viața lor. Studiile arată ceva, că nu. La nivelul mentalului comun, simțului comun, cunoașterii comune, tindem să credem că, într-adevăr, banul ne va asigura absolut tot ceea ce este necesar. Dar se pare că mulți dintre cei care spun că au bani sunt într-o anumită măsură plasați pe scală în stânga ei, nu în dreapta spre foarte mulțumiți. Și o să-mi spuneți, domnule, este o aberație. Și am să vă spun nu. De ce? Pentru că țările nordice, de exemplu, și mă refer aici la Suedia, mă refer la Norvegia, Finlanda, Danemarca și așa mai departe, care au cel mai scăzut indice al suferinței sociale, adică se trăiește cel mai bine, au salarii bune, au o viață materială completă, nu lipsește nimic din casă, se confruntă totuși cu ceva, cu cel mai mare val de sinucideri din întreaga Europa sau chiar la nivel mondial. Nu e așa că cele două lucruri nu se asociază. Adică am o satisfacție fantastică față de viața mea financiară și materială, adică trăiesc peste decență și totuși numărul de sinucideri este cel mai ridicat. E bine, teoria și practica ne arată că instinctul de conservare, de supraviețuire, se ascute în perioadele de criză, în perioadele de lipsuri. Adică omul este mult mai, să zicem, tentat, mai doritor să trăiască, să răzbească atunci când se confruntă cu dificultăți. Eu nu fac o pledoarie a sărăciei, Doamne ferește. Aseară, de exemplu, ieri seară discutam cu masteranzii exact despre așa ceva, despre sărăcia în România, despre combaterea și sărăciei și excluziunii sociale. Dar am vrut ca să vă arăt că nu există o corelație directă între nivelul salarial și starea mea de fericire. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, deși România se confruntă cu un salariu minim pe economie care, din punctul meu de vedere, este deplorabil, se plasează undeva pe la 2070 de lei, în condițiile în care ni se spune că trebuie să avem 3275 de lei pe lună pentru a trăi decent coșul lunar bine, minim. Bine, de la 1 octombrie salariul minim a crescut la 3300, dar chiar și așa. Eu vă spun net. Net. Deci ce are un om în mână în România este la 2070 de lei. Cu cât sub 3275 când ni se spune că trebuie să trăim la limita decenței. Deci, vedeți, nu putem să cuantificăm totul numai în bani. Fericirea, starea de satisfacție se cuantifică și din multe alte puncte de vedere. Pentru că pot să am bani, dar să fiu nefericit în viața de familie, pot să am bani, dar Doamne ferește să fiu bolnav. Adică de altfel se și spune că banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. Dar o întrețin, sigur că da. Asta vreau să vă spun. Dacă am o stare biologică proastă, o stare sanitară proastă, pot să am foarte mulți bani. Acum, și tot degeaba, reîntorcându-mă la ceea ce ne spunea domnul premier Ciolacu, o să-i dau într-un anumit fel dreptate. Și știți de ce? Nu o să ții în fiecare zi ulei, un litru de ulei, și nu o să ții în fiecare zi un kilogram de zahăr. Un kilogram de ulei este în zona lui 7 lei, dacă lipe cel mai ieftin. Un kilogram de zahăr este în zona lui 5-6 lei. Deci avem undeva la 7 cu 5, 12, 13 lei, da? Care îmi rămân după ce mi-am luat uleiul și zahărul. I-au mai rămas și dânsului încă vreo 7 lei. Deci acel 7 și cu 13, încă 20 de lei.
Dar asta este o socoteală care s-a potrivit, cum să spun eu, mai ales cu prețurile de anul trecut, când am arătat că coșul minim era cu 20% mai scump decât în 2021, dar astăzi este cel puțin cu 20% mai scump. Da, se poate trăi cu 100 de lei pe zi o singură persoană, dar asta în condițiile în care 100 de lei să fie retribuite pentru fiecare persoană din familie. Pentru că eu v-am făcut demonstrația, asistăm la o scădere de la 109 lei la 72 de lei. Deci suntem într-un degradeu. Pe de altă parte, vreau să vă spun, calitatea vieții, care este un concept ce este studiat de foarte multe institute la nivel național, la nivel european, se schimbă de la epocă la epocă. O să pară paradoxal ce vă spun, dar noi trăim acum ca și umanitate, ca și societate, inclusiv cea românească, într-o perioadă de bunăstare. Unii pot să spună, dom'le, nu ești prins de realitatea noastră. Am să vă explic ceva. România și țările europene din jurul nostru, mă refer și fac comparație cu țările est-europene care au părăsit blocul estic odată cu schimbările de sistem din 1990, au cunoscut o ieșire din sărăcie după perioada de tranziție. Perioada de tranziție care, ați văzut și dumneavoastră și știm foarte bine, a fost marcată de un șomaj exacerbat, de sărăcie, de migrație și așa mai departe. Dar au intervenit după asta o serie întreagă de perioade de stabilitate care au făcut ca, de exemplu, produsul intern brut din România să cunoască cea mai mare creștere din zonă, România devenind unul dintre competitorii economici zonali, nu am să mă refer la nivel european. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun, și este necesar în virtutea obiectivității să facem niște trimiteri. România în perioada interbelică sau antebelică avea o mortalitate infantilă de 300 la 1000 de naștere, 300 de decese la 1000 de naștere. Astăzi ea a scăzut undeva în zona 17-18 la mie, mortalitatea generală la fel. E adevărat că pe alți indicatori precum speranța de viață stăm destul de prost. Este adevărat că din punctul de vedere al muncii și al corelației între numărul de ore muncite și salarizare trăim destul de prost. Dar totuși eu zic că anumite lucruri și trebuie să fim corecți sau îndreptat și eu sper că se vor îndrepta în România dacă nu există factori externi care să stopeze această evoluție care era pozitivă. S-ar putea să cunoaștem evoluții negative de acum încolo, în condițiile în care ați văzut și dumneavoastră, războiul din Israel începe să-și pună amprenta din ce în ce mai mult asupra economiei globale. Se vorbește despre o creștere a prețului la petrol, care în mod categoric se va repercuta în buzunarul meu, al dumneavoastră, al celor care ne privesc și așa mai departe. Prin urmare, calitatea vieții și starea noastră de fericire, de mulțumire, depinde inclusiv de zona geografică în care trăim, pentru că trebuie să fim foarte clar înțeleși. Alegem între confort sau alegem între securitate? Și aș pune o întrebare. Ai putea să trăiești în Israel în condițiile în care ai un salariu foarte bun, dar ești amenințat în fiecare zi de moarte? Și atunci, ce alegi? Un salariu bun, confort sau spectrul morții în fiecare zi? Sau un salariu mai puțin bun, dar siguranță și securitate? Vedem ce aleg în mare parte românii în al doilea subiect. Ei bine, statisticile vin să-l contrazică pe Ciolacu și chiar trag un semnal de alarmă. Natalitatea în România se prăbușește, migrația rămâne un fenomen. Practic, România este într-o criză gravă din istoria recentă și asta pentru că tinerii nu mai au curaj să facă copii și tot mai mulți preferă să ia drumul străinătății pentru o viață mai bună. Este foarte adevărat, dar este un fenomen care își are cauzele începând cu 1990. Și chiar înainte de 1990. Înainte de 1990 a existat un spor natural forțat. Știți exact la ce mă refer. Era decretul care interzicea femeilor să întrerupă sarcini, să avorteze, orice astfel de încercare, soldându-se cu dosar penal, mergându-se până la închisoare și așa mai departe. Odată cu ruperea de sistem, foarte multă lume a crezut că dispariția lui Ceaușescu va conduce la o viață mai bună, caloriferele vor fi calde, frigiderele vor fi pline și așa mai departe. Doar că trecerea la sistemul economiei de piață, la relațiile de natură capitalistă care domină piața, ne-au arătat câteva lucruri. Și anume, lipsa siguranței locului de muncă este certă. În altă ordine de idei, lipsa locului de muncă în sine este certă.
Aduceți-vă aminte că doar în Valea Jiului am avut un șomaj care a urcat ani de zile la rând undeva în zona lui 60-70%. Asta înseamnă că din 100 de oameni apți de muncă, adică făcând parte din populația activă între 16-65 de ani, 60-70 nu își găseau loc de muncă. Și atunci ce se întâmplă? Acționează un complex de factori. Dorința de a face un copil, dorința de a întemeia o familie este direct legată de capacitatea sau de șansa mea de a avea un loc de muncă. Dar atenție, un loc de muncă ce poate să-mi permită întreținerea acestei familii, costurile unei familii. Pentru că am văzut și coșul de cumpărături este pentru un singur membru al familiei. Și atunci, unele statistici spun 5 milioane, altele spun 6. Sunt statistici care împing cifra până la 8 milioane de persoane din România care în decursul timpului au plecat spre Occident. Țări țintă, Italia, Franța, Germania. Spania, Germania, Marea Britanie și așa mai departe. Unde e acolo? Sigur, au încercat să-și întemeieze un cămin, au încercat să strângă bani, mulți cu speranța de a se reîntoarce acasă. Am citit o statistică relativ recentă, ea este de prin septembrie. Doar în anul acesta s-au întors în România peste 400 și vreo 20.000, 430.000 de persoane, vreo 180.000 numai din Italia. Sunt în general persoane care au plecat din mediul rural, tineri, care în Italia, în Spania, în Franța, în Germania, în aceste țări în care ei au migrat și au stat 10, 12, 15 ani, au făcut agricultură, au învățat cum se face acolo agricultura și încearcă... Vin și pun în practică în țara noastră ce am exact. Acum, știți cum este? Să dea Dumnezeu ca măcar 50, 60, 70% dintre ei deja urc și avansez niște cifre foarte mari, procente foarte mari să reușească. Dar pentru noi ar fi un plus, nu doar faptul că ei se întorc, este un plus și faptul că ei încearcă aici ca să își întemeieze afaceri, să trăiască independent de stat, adică și asigură singur sursele de venit și mai mult decât atâta pot să dea de lucru și altor membri ai familiei, dar și altor membri din comunitățile în care ei se întorc. Vedeți, scăderea sporului natural sau un spor natural negativ este un complex conjugat de factori. Iar noi trebuie să ne uităm spre anii 1990, spre anii 2000, când România, vrea nu vrea, este prinsă într-un tăvălug al schimbărilor, care, dacă nu ar fi fost temperate totuși prin anumite politici care se referă la asistența socială, la protecția socială, la stoparea liberalizării exacerbate a prețurilor, ar fi condus la o adevărată criză umanitară. Sunt alții care susțin că tocmai această politică a faptului că am atins un protecționism foarte exagerat asupra populației ar fi condus la stoparea reformelor și la faptul că România a întârziat în implementarea unor noi politici economice și așa mai departe. Dar eu cred și merg pe ideea că totuși a fost bine că s-a intervenit pentru protecția populației. Familiile tinere, de exemplu. Ați văzut, am amintit înainte, salariul minim este de 2070 de lei. Gândiți-vă că nimeni nu te va angaja pe salarii de 1000 de euro sau pe 1000 de lei, adică 5000, 6000, 7000 de lei. Și o familie tânără, dacă amândoi au salariul minim pe economie, vor atinge zona lui 4000, 4000 și un pic de lei, în condițiile în care ni se spune că o singură persoană trebuie să aibă 3275 de lei. Ceea ce pe mine face să consider, să fiu aproape sigur că această scădere a populației va continua. Eu sper din suflet să se tempereze, dar statisticile și experții demografi ne spun că în jurul anului 2050 populația în România va scade la 15 milioane de locuitori, va fi o populație grav îmbătrânită, da, grav îmbătrânită. Da, pentru că se pune problema cine ajunge să ne plătească nouă, mie pensia. Bun, deci vom intra într-un colaps financiar din punctul de vedere al plăților care se pot face pentru plata pensiilor celor care au lucrat și au ieșit din sistem pe cale naturală. De altfel ați văzut că se încearcă inclusiv mărirea vârstei de pensionare. E un sistem universitar, sunt ferm convins că nu voi ieși la 65 de ani. Cred că voi ieși la 70 dacă am noroc, m-ați înțeles la ce mă refer. Și ca mine sunt mulți alții. Deci din acest punct de vedere situația nu este deloc roză, suntem într-un punct critic, dar cauzele le știam de mult.
Din păcate, atât a fost puterea financiară a țării, atât a fost capacitatea de înțelegere a politicienilor și, prin urmare, suntem într-o situație de colaps demografic. Așa este. Încheiem cu un ultim subiect. Spațiul Schengen a fost anulat în 11 țări din Uniunea Europeană. Motivul principal de reintroducere a controalelor la frontieră este legat de conflictul arabo-israelian. Italia, Austria, Germania, Polonia se numără printre statele care au impus controlul la graniță. Iată, România își dorește să intre în spațiul Schengen și am ajuns în situația în care state în care spațiul Schengen este de ani de zile să își reintroducă controlele la graniță. Asta mi-aduce aminte de o butadă care sună în felul următor. Când zeii vor să te pedepsească, îți îndeplinesc dorințele. Sau ai grijă ce îți dorești, că s-ar putea îndeplini. Exact. Ei au găsit o formulă elegantă și au spus că s-a suspendat temporar. N-au vrut ca să introducă panica, dar în orice caz este vorba de 11 țări din Uniunea Europeană. Nu este vorba de orice fel de țări, este vorba de motoare ale economiei europene. Spațiul Schengen are ca punct de plecare anul 1985. El poartă denumirea de spațiu Schengen pentru că s-a semnat în localitatea Schengen din Luxemburg între președintele Franței de atunci, François Mitterrand, și cancelarul german de atunci, Helmut Kohl. El este un spațiu de liberă circulație, se desfințează controlele la graniță. Asta înseamnă că nu se mai pierde timp pentru controlele vamale, se câștigă timp în livrarea mărfurilor și așa mai departe. Ați văzut, de exemplu, la granița României cum tirurile stau pe coloane orele sau poate uneori chiar câte o zi întreagă ca să poată să traverseze dintr-o țară în alta. Dar să fim sinceri, spațiul Schengen totuși nu este spațiul cosmic. S-a vorbit atât de mult despre spațiul Schengen în condițiile în care vedem foarte clar că necesitatea de siguranță, de securitate, și asta este primul dezavantaj al spațiului Schengen, creșterea criminalității. Noi discutam și înainte de conflictul arabo-israelian despre criminalitate în zona spațiului Schengen sau prin penetrarea spațiului Schengen și am în vedere de traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de substanțe periculoase, psihoactive, traficul de arme de acum încolo care se va dovedi o realitate din păcate. Și atunci, vedeți dumneavoastră, aceste țări au ajuns la concluzia că uneori anumite libertăți și libertatea în sine pe anumite secvențe ale ei trebuie să fie suprimată pentru a asigura securitate populației. Este vorba despre controlele vamale. Nu cred că trebuie să ne înspăimânte pe cei care nu avem probleme cu așa ceva. Sigur, va exista un disconfort din punctul de vedere al faptului că vom petrece poate zeci de ore sau mai multe ore în vamă. Asta ne face să ne gândim mai bine dacă mai petrecem sau nu mai petrecem vacanțele în străinătate. Poate că este un bun prilej ca o perioadă de un an, doi, trei sau cât va dura această suspendare, că nimeni nu poate să știe cu exactitate, să ne cunoaștem mai bine țara. Pe de altă parte, aș vrea să vă explic ca părere personală și nu numai, alimentată din diferite surse pe care le-am analizat. Sporirea securității nu ne face rău. Personal mă simt foarte bine ca cetățean român în situația în care știu că tot ce intră din Ucraina, din Republica Moldova, din Bulgaria este controlat la vamă și are după asta un dublu control mergându-se pe celelalte vămi din Occident, vezi Ungaria, vezi Austria și așa mai departe, cele care intră, apoi pe rută inversă. Acum, faptul că noi am fost topați să intrăm în Schengen se datorează unor condiții obiective, să știți, până la urmă, și care ne-au fost puse în față de Austria. E vorba de acest trafic de care am amintit. Dar, pentru că nu suspectez de bună credință și bună voință Austria, trebuie să adaug aici că se practică un șantaj la adresa României, pentru că Austria ne-a vrut de multă vreme fondul forestier, ne-au vrut gazele, ne-au vrut petrolul, iar Olanda a stopat ani de zile intrarea României în Schengen pentru porturi. E vorba de porturile de la Dunăre și portul de la Marea Neagră. Prin urmare, totul se plătește. Iar securizarea granițelor din nou, suspendarea temporară, va pune punct, probabil inclusiv presiunii acestor două țări pentru a intra în posesia anumitor elemente care țin de sursele și resursele naturale ale României și probabil că în această perioadă de timp politicienii noștri
vor găsi soluții astfel încât să intrăm, dacă vom intra în spațiul Schengen, în momentul în care aceste... Să vedem dacă ne mai dorim să intrăm în condițiile în care avansează războaiele la nivel mondial. Doamnă, realitatea socială externă nouă este diferită pentru fiecare dintre noi, pentru că fiecare avem o capacitate infinită de a ne o imagina. Este necesar ca politicienii să-și o imagineze la modul real, nu subiectiv. Și prin urmare s-ar putea să asistăm la ideea că vom renunța, o vom pune undeva într-un stand-by o anumită perioadă de timp. Deși este frumos să călătorești liber prin toată Europa. Dar este mai sigur, iată, să... Din păcate, suntem tributarii vremurilor sub care trăim și toată istoria, nu doar a noastră, istoria Europei ne arată că, într-adevăr, suntem tributari condițiilor politice, sociale, istorice, militare care se prefigurează. Personal, prefer securitatea și siguranța. Mulțumesc că și în această săptămână ați fost imparțial, nici nu făceam probleme. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție. Dragii mei, atât pentru astăzi. Rămâne de văzut dacă dumneavoastră vă descurcați cu 100 de lei pe zi. Trageți și dumneavoastră concluziile, pentru că a gândi imparțial asta înseamnă a transpune niște informații care mai apoi să le trecem prin filtrul propriu și să tragem concluzia care o știm. Dragii mei, vă mulțumesc pentru astăzi. La revedere!